În primul trimestru al anului 2016, Unitatea Salvator și Pompierii Nisporeni a intervenit la stingerea a 6 incendii în sectorul locativ. Ultimul caz a avut loc chiar în orașul Nisporeni. Incendiul a fost declanșat de o explozie a unei butelii de gaz. Ultimul caz având loc la data de 28 martie, unde aproximativ la ora 22:10 a fost primit un apel de la centrul automat de dejare Chișinău, precum că arde casă de locuit în oraș Nisporeni, strada Codrilor. Ajungând la fața locului, s-a depistat că casa era cuprinsă de flăcări, aproximativ 25%. Însă, datorită din intervenția prontă a pompierilor, a fost salvat 50% din restul casei. De asemenea, pompierii au mai intervenit de mai multe ori la stingerea ierbei uscate și a gunoiștelor. Ultimul caz de incendiu de vegetație uscată a izbucnit în satul Vânători, unde aproximativ 5 ore salvatorii au luptat cu flăcările. Ținem să atenționăm în mod repetat cetățenii odată cu începerea sezonului de primăvară-vară, când deja se efectuează lucrări în gospodării și în câmp sau grădini, să fie prudenți cu focul. Și curățarea gunoiilor din curți sau ogrăzi sau arderea acesteia este interzisă și dacă va fi depistați, vor fi sancționați cu proces verbal cu privire la contravenții mărime de 100 unități convenționale. Unitatea Salvator și Pompierii Nisporeni atenționează populația să nu dea foc vegetației uscate, întrucât în condiții de vânt și umiditate redusă, orice scânteie poate provoca incendii de proporții.